De ce să folosesc Ubuntu? E o întrebare foarte bună. Uite lista de argumente. Ubuntu este liber. Mă rog, cu mici excepții. Sunt anumite elemente din Ubuntu care nu sunt libere. Am să vorbesc într-un filmuleț viitor despre ce înseamnă concret liber. Faptul că este liber are niște consecințe foarte interesante. Prima este că e gratuit. Deși este gratuit, se poate cumpăra suport de la Canonical, compania care îl dezvoltă. Ea va garanta că dacă vor apărea probleme, ele vor fi rezolvate foarte repede. Dacă decizi să cumperi suport de la Canonical, vei avea acces și la o interfață web prin care poți să orchestrezi actualizări pe un număr foarte mare de calculatoare. Acesta e un aspect foarte util pentru companii și instituții, pentru că cea mai importantă măsură de securitate ar trebui să fie actualizarea constantă a sistemelor de operare. Salut Ubuntu prezintă versiunea 12.4 a sistemului de operare. Aceasta a fost lansată în aprilie 2012. Pentru ea ai 5 ani de actualizări gratuite, chiar dacă nu cumperi suport. Asta înseamnă că vei avea actualizări gratuite până în 2017, deși următoarea versiune cu 5 ani de suport va fi lansată în aprilie 2014. A doua consecință a faptului că este liber este faptul că poți să îl studiezi și să-l modifici. Dar poți să spui, hei, eu nu știu să programez, de ce aș fi interesat sau interesată să folosesc un program pe care îl pot modifica? Imaginează că folosești Ubuntu pentru tine, pentru compania ta sau pentru instituția pe care o conduci. Sunt 86 de companii sau comunități care dezvoltă sisteme de operare bazate pe Ubuntu, care sunt derivate din Ubuntu. Asta ce înseamnă pentru tine, practic? Înseamnă 86 de alternative pe care le poți alege în caz că Ubuntu nu funcționează cam cum ai vrea tu sau în caz că nu-ți place ceva la Ubuntu. Cam cum ar fi interfața grafică care devine din ce în ce mai exotică. Poți, spre exemplu, să-ți alegi un sistem de operare care seamănă ca infrastructură, deci pe care poți să instalezi aceleași aplicații pe care le poți instala pe Ubuntu, dar să aibă o interfață grafică diferită. Pe de altă parte, sunt 61 de comunități care dezvoltă sisteme de operare bazate pe Debian. Debian este sistemul de operare din care este derivat Ubuntu, cumva părintele lui Ubuntu. Am adăugat o imagine în descriere cu arborele genealogic al celor 300 de sisteme de operare GNU/Linux. Debian și Ubuntu sunt unele dintre ele. Pentru o imagine mai clară, mai de ansamblu, poți să folosești control, tasta control și plus sau control și minus pentru mărire și micșorare a imaginii respective. Asemănările dintre sistemele de operare derivate din Debian sau din Ubuntu înseamnă că orice aplicație care merge pe unul dintre ele, cel mai probabil va merge și pe oricare altul cu fix aceeași procedură de instalare. Între toate comunitățile și companiile care dezvoltă sisteme de operare GNU/Linux, există simultan competiție, dar și cooperare. Securitatea este un alt aspect foarte important. Pentru Ubuntu și pentru sistemele GNU/Linux nu există virus. Virusii exploatează anumite probleme ale sistemului de operare. Comunitatea care rezolvă problemele de securitate din Ubuntu și Debian este extrem de dinamică. Ritmul în care se descoperă și se rezolvă problemele de securitate este foarte rapid. Atunci cine folosește Ubuntu? Parlamentul francez, jandarmeria franceză, Ministerul de Educație și Științe al Macedoniei, Google, Wikipedia și mulți alții. Dacă vrei, poți să instalezi Ubuntu lângă alt sistem de operare pe același calculator. Să ai practic două sisteme de operare alternative, să-l pornești când pe unul, când pe celălalt. Dacă instalezi două sisteme sau mai multe sisteme de operare pe același calculator, calculatorul tău nu o să meargă mai încet. Cerințele minime pentru Ubuntu sunt foarte, foarte joase. Merge practic pe orice, chiar și pe telefoane mobile. Ai nevoie de 512 MB de memorie RAM, un procesor de 1 GHz și 5 GB spațiu pe hard disk. Nu e nici măcar nevoie să-l instalezi. Poți să-l scrii pe un CD sau pe o memorie USB și să-l testezi așa. Dar nu este tocmai chiar aceeași calitate. O să se miște puțin mai încet pe CD sau pe USB.
Ubuntu vine preinstalat pe foarte multe calculatoare în ziua de astăzi. Spre exemplu, Dell-ul meu, laptopul meu Dell, a venit cu Ubuntu deja instalat. Asus a început să facă ceva similar, la fel și Vodacom India. Sunt foarte multe aplicații pe care le poți instala pe Ubuntu. Am făcut un filmuleț despre asta. Poți vedea clar ce componente de calculator sunt suportate de Ubuntu, deci au drivere pentru Ubuntu și care nu. Că, din păcate, nu toți producătorii de componente furnizează driveri pentru sistemele GNU Linux, deocamdată. Eu recomand Ubuntu pentru că mi se pare cea mai bună distribuție GNU Linux pentru începători. Eu și prietenii mei care folosim sisteme de operare bazate pe GNU Linux am început folosind Ubuntu. Dacă vrei să-l instalezi, eu îți recomand să te uiți la celălalt filmuleț al meu despre dezavantajele sistemelor GNU Linux și ale sistemului de operare Ubuntu, pentru că ar fi bine să ai o imagine de ansamblu obiectivă înainte să începi să-l folosești. Unii oameni au avut experiențe neplăcute cu Ubuntu sau GNU Linux, în special cu versiunile mai vechi. Eu îți recomand să cauți și păreri negative și să vezi cam ce zic oamenii respectivi. Eu spun că avantajele clar depășesc dezavantajele.